Astăzi vorbim despre fapte foarte puțin cunoscute opiniei publice din România, foarte interesante despre cum ar fi putut fi salvat Ceaușescu la Revoluția din 1989, de către cine? De către americani. Aceștia ar fi trimis un avion care să îi salveze pe cei doi ceaușești și pe cei apropiați din familia lor. Istoricul Cristian Troncotă spune că americanii au vrut să-l salveze pe Ceaușescu în decembrie 1989, însă acesta a fost trădat, iar destinația elicopterului care i-a luat de pe sediul CC a fost schimbată. Au fost publicate extrase dintr-o expunere a profesorului Cristian Troncotă, istoric, scriitor și general SRI în rezervă, despre perioada în care țara a fost condusă de Nicolae Ceaușescu. Iată ce spune. Americanii nu i-au purtat pică lui Ceaușescu pe data de 22 decembrie seara, înainte să declare ăștia spațiul aerian închis, a aterizat la flotila specială un avion militar, Hercules, cu misiunea de a prelua, de a salva cât mai mult din familia Ceaușescu. I-am întrebat pe mulți ofițeri și știau de chestia asta. L-am întrebat pe Constantin Ioanei, fost ofițer al securității și el, îmi spune că el a fost impresionat de gestul americanilor. S-au opus rușii însă. Când a zburat elicopterul cu Ceaușescu pe 22 decembrie, trebuia să ajungă direct la Otopeni, dar generalul rus, comandantul aviației militare, a zis că dacă nu aterizează la Snagov, trage. Nu știu dacă avea curaj să tragă, dar mă rog. Deci nu i-au respectat destinația, pentru că în planul Rovine 90 era un plan pus la punct pentru salvarea lui Ceaușescu în condițiile în care teritoriul ar fi fost invadat rapid de armate străine. Destinația era alta, exercițiul se făcea pe frontiera de est. Erau 5 puncte de comandă numai în jurul Sibiului, care în caz de trebuia să ajungă comandanții armatei și securității cu comandantul suprem să coordoneze eliberarea teritoriului național. Trădarea aici s-a produs, când l-au luat din elicopter. El n-a vrut să urce, știa că sunt trădători, n-a vrut să se urce, l-au urcat cu forța și în loc să-l ducă la Boteni, acolo unde trebuia, americanii oferiseră varianta Hercules, deci era un avion, pentru că au motivat că nimeni nu are curajul să tragă într-un Hercules. N-au fost de acord cei care au preluat comanda, adică generalul Stănculescu, generalul Vlad și din 22 decembrie ora 16, cu voia dumneavoastră, nou șef Ion Iliescu. Asta s-a întâmplat și după aia, trădarea și-a spus cuvântul, dar americanii îl salvau. Ce voiau să facă? Ei știau că e bolnav, pentru că era bolnav cu diabetul, cu prostata și altele. Și mai cred că era și bolnav psihic, zice istoricul, pentru că au făcut asupra lui un război psihologic, căruia nici o minte sănătoasă nu-i putea rezista. Când îi împărțeai țara, devenea o fiară, pentru că era un mare patriot. De-aia i-au și trimis americanii avion, dar nu s-a dus. În avionul acela s-au urcat doar 4 oameni, Dana Pacepa și bărbasul. Era Dana Borâlă, fosta soția lui Valentin Ceaușescu și cu băiatul lor, avea 4 ani. Dar și Ion Stana, un ofițer de securitate care a trădat, fusese recrutat în 1975 pentru americani. Americanii voiau să-l ducă să-l trateze, să-i dea statut de dizident politic și tremura carnea pe ăștia dacă el trăia, adică pe ăștia care pusese rămâna pe putere. Cu americanii se înțelegea Ceaușescu. Nixon i-a dat 50 de hectare, 2 mine de cărbune să le exploateze și distinși democrați ai neamului, care au venit după el, au ars arhivele ca să nu rămână nicio dovadă, a spus Cristian Troncotă la Craiova, la lansarea cărții Conversații cu un general. Istoricul a mai spus că Nicolae Ceaușescu a fost propus de 2 ori pentru Premiul Nobel pentru Pace pentru implicarea sa în încheierea războiului din Vietnam și în procesul de pace Israel-Palestina. Dacă ajungem să-l comparăm pe Ceaușescu cu gunoaiele astea, îl insultăm. Îi insultăm memoria, spune Cristian Troncotă. Nixon spunea despre Ceaușescu că este unul dintre marii lideri ai lumii. De ce? Pentru că Ceaușescu găsise o soluție de a împăca pe americani cu vietnamezi
și a-i aduce de mânuță la Paris și au încheiat tratatul de pace din 1973 dintre cele două țări pe soluția lui Ceaușescu. Și americanii au mai declasificat nu numai acest proces verbal al întâlnirii din 1974 dintre Ceaușescu și Kissinger, dar și cel al întâlnirii dintre Ceaușescu și Richard Davis din aprilie 68. Ceaușescu s-a oferit drept garant al respectării încetării focului de către vietnamezi în fața Americii dacă și SUA va înceta focul și vor negocia. Pacea a fost încheiată pe soluția oferită de Ceaușescu. În 1978 e o stenogramă a întâlnirii dintre primul ministru israelian Moshe Dayan, de fapt era ministru de externe la acea vreme, faptul a fost menționat și de ambasadorul Israelului la București, recent, unde vine și spune: am venit să mulțumesc poporului român pentru felul în care s-a comportat și a reușit să supraviețuiască o jumătate de milion de evrei în timpul celui de-al doilea război mondial. O spune Moshe Dayan, nu troncotă, ci nu ceaușiștii înfocați sau nu știu cine. Și se întreabă troncotă, merita Nobel? Profesorul Troncot a mai spus că Ceaușescu a ratat un moment istoric pentru România atunci când a refuzat propunerea guvernului SUA ca economia țării să fie listată la bursa americană. El afirmă că participarea americanilor în economie sub supravegherea statului român ar fi scutit țara de problemele de azi. În opinia generalului Troncot, Nicolae Ceaușescu va avea parte de statui în România în viitor. În 1978 a fost momentul astral pentru Ceaușescu și România și să vă explic de ce. Președintele Jimmy Carter i-a spus că economia României valora la ora aceea 170 de miliarde de dolari. Americanii au propus să listeze economia României la bursă pentru ca fiecare proiect românesc să fie licitat și un procent să fie investiție străină și restul a statului român. Dacă am fi acceptat, nu am fi ajuns aici, unde 90% este capital străin și 10% statul român. Americanii ne-ar fi apărat. În 15 ani a construit 60 de kilometri de metrou. Marii democrați ai neamului, între ghilimele, au construit în 30 de ani doar 17 kilometri. Și mai spune că Ceaușescu va avea parte de statui, da, dar nu acum. A declarat acest istoric fostul decan al Facultății de Informații din cadrul Academiei Naționale de Informații din București.